Oh, nu! Aici cred că m-am dus, băieți. Salut! Nu! G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Oameni buni, bine v-am găsit la One Block Hardcore. Scopul acestei serii este să supraviețuiesc până în ziua 100. Iar în acest episod vreau să fac următoarele lucruri. O platformă pentru o fermă de legume. O platformă pentru copaci și să avansez cât mai mult la One Block ca să obțin blocuri noi. Iar înainte să începem, v-aș ruga din suflet să vă abonați și să lăsați un like la acest videoclip. Și desigur, dacă vreți să mă susțineți puțin mai mult, puteți să vă luați merch-ul meu de pe colpir.ro. Vă mulțumesc pentru susținere, iar acum hai să începem episodul. Bă, o scăpat un porc aici, ăsta e Ghiță și o scăpat Gheorghiță. Bă, nu e ok, oameni buni, cum o scăpat porcul, că nu-mi dau seama. Efectiv, nu-mi dau seama cum o scăpat, dar mă rog, e bine că îi avem pe aici pe toți. Îl avem și pe Ghiță, și pe Gheorghiță, și pe Miță, și pe... nu mai știu, dar uite-l pe Wilson, toată familia este aici. Toată familia este aici. În primul episod, oameni buni, am făcut o casă de început care, după cum bine știți, este absolut genială. Poate ar trebui să mut chestiile aici, în curând o să fac și chestia asta. Am spart în primul episod 1479 de blocuri. Și probabil în episodul ăsta o să mai sparg încă 1000, măcar încă 1000. Dar ideea este că trebuie să facem și un centru destul de frumos aici. Deci ăsta e One Block-ul și trebuie să facem în așa fel încât să fie foarte frumos în centru. Momentan nu este, dar e ok, măcar avem căsuța asta excepțională. Du-te acolo, du-te acolo. Era așa de aproape. În primul rând mărim țarcul, foarte important. Punem aici două fence gate-uri și începem să-i chemăm pe toți. Uite, o să iau morcovul, bam, hai. Ghiță și Gheorghiță cu mine. Ghiță, stai acolo, Ghiță. Ghiță, stai acolo. Oh, nu, ce-am făcut cu morcovii ăștia? Oh, nu, nu e idee bună, nu e idee bună. Nu, du-te de aici, du-te. Oh my god, ce s-a întâmplat? Nu! 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 Nu, 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 nu! Urăsc jocul ăsta. Jesus Christ, man! Jesus Christ! Hai toată lumea să intre unde trebuie. Du-te, bă, că i-am dat uit-ul ei în loc să-l mut. Bă, că nebunesc un început cam raf. Hai, vină cu acești tu, aie, că am nevoie de tine. Și tu, vacă, vină cu acești. Băi, toate animalele vină cu mine, înțeles? Hai, let's go! Repede până nu mă enervez pe voi și vă omor pe toate. Ok, gata? Gata? Great! Ghiță, stai! Ghiță! Gata, gata, e ok, totul e ok, totul e în regulă. Doamne, ce început, doamne, ce început. M-a luat așa, cu nervi puțin, dar e ok. Ok, mi-a trecut. Wilson, măcar tu ești băiat cu minte și l-avem aici și pe... știi ceva? Vă las pe voi să dați numele pentru a doilea câine, pentru că eu m-am săturat să-i denumesc eu, așa că o să ziceți voi ce nume să aibă a doilea câine, da? Facem așa? Facem. Bun, să înceapă nebunia, avem puțină mâncare. Nu mă întrebați de unde am luat mâncarea asta, dar e o mâncare foarte delicioasă și bună. Nu avem lopată, hai să fac și o lopată să fie acolo. Facem de iron, pentru că deja suntem next level. Cine știe, poate astăzi facem rost de primul nostru diamant. Doamne, ce tare ar fi. Dar nu, momentan, ouă, sapling-uri. Bă, ce naiba, bă, dă și mie ceva mai interesant. Îmi dă dirt. Băi, nu zic nu la dirt pentru că... ce mă enervează când se întâmplă asta. Nu zic nu la dirt pentru că urmează să extindem insula și o să mai avem nevoie de dirt cu siguranță. Ok, oameni buni, închideți ochii. Oameni buni, vreau să vă anunț că este ultima șansă să obțineți merch-ul cu prietenii lui Colpir de pe colpir.ro. Deoarece urmează să-l scoatem de pe site și să adăugăm două design-uri noi. De bea aștept să le vedeți. Vă mulțumesc pentru susținere. Acum, hai să trecem la episod. Iar acum, pentru că avem o casă, cred că ar fi foarte, foarte frumos și indicat să dormim în casă. Nu mai dormim așa ca nebunii. Iar dacă apăsăm tab, vedem câte blocuri am spart. That's amazing. Așa că, bă, nu știu de ce se întâmplă chestia asta. Sparg un bloc și câteodată mi se duce mouse-ul ceva de genul. Nu prea înțeleg why, dar e ok, ok. Putem să trecem și noi de etapa asta, că m-am săturat de ea. E extraordinar. Hai, dă-mi și mie ceva mai bun. Oh, noua etapă, boys. Noua etapă. Hai să vedem, hai să vedem. Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută să fie ceva mișto. Ceva mișto vreau. Am level 14 deja. Bă, tot gras. Man, trebuie să trecem de
trebuie să zicem de 1000, trebuie să ajungem la 2000 de blocuri ca să dea și mie ceva mai interesant sau sunt blocat pe viață cu asta? Trebuie să extind, trebuie să fac ceva anume ca să evoluez? Că nu mai înțeleg. Ok, bun. Văd că durează mai multe secunde. Când durează mai multe secunde, poate primim chestii mai interesante. Am trecut la următoarea etapă, oameni buni. Mi-am umplut iarăși inventarul. Hai să vedem ce primim aici, că sunt foarte curios, dar trebuie să mai golim inventarul. Bă, și avem și mâncare. Avem de toate. Efectiv, avem de toate aici pe One Block și dacă îmi dăm în continuare gres, după cum văd eu, așa, măcar dăm și mie un... o piatră, ceva. Mamă, stai că vine acum un monstru, cum pare eu. Și mă distruge, parcă văd. Eu sper că nu s-o resetat, având în vedere că am ieșit de pe hartă și am intrat din nou și sper că nu s-o resetat și mă pune să sparg iarăși o tonă de blocuri ca să ajung mai departe, nu? Sper că nu funcționează așa, că ar fi foarte rău dacă ar funcționa așa. Mai am puțină răbdare. Cred că la 2000 de blocuri o să fie ceva nou, nu? Hai că spar până la 2000 și dacă nu vine ceva nou la 2000, eu încep să nebunesc. Și ăsta e mos? Nu-i mos, e gres. Ok. Oh, a, da, mi-ați zis voi prin comentarii că pot să fac chestia asta, gen să-l pun pe ăsta undeva și o să moară toți mobii, adică o să moară. Mă rog, o să fie atrași mobii de el pentru că o să înceapă să atace acest snow golem. That's nice. That's a very good idea că mi-a zis chestia asta. A zis să fac un fel de turetă, ceva de genul. Yo, am primit și un potato de la un zombie. That's amazing. Acum avem toate legumele, mai puțin sugar cane. Nu am dat de sugar cane încă, din câte văd eu aici. A, da, și hai să dormim. Cum să nu. Suntem în ziua 16, oameni buni. Bine, trecem în 17. Wow. Nu l-a atacat. Nu, lasă-l pe Olaf. Well, that was stupid. Momentan suntem foarte aproape de 2000 de blocuri și sunt foarte curios dacă scăpăm odată de piatra asta și nu știu, ne dă ceva, un diamant, un gold, redstone, orice, efectiv numai chestii noi vreau, pentru că deja stau de prea mult timp aici și încep să îmi fac griji și există o metodă, există o metodă de a... da skip la o fază, bă, ai grijă la Wilson. Ai grijă la Wilson că atâta trebuie să-l bubui pe fratele meu Wilson. Yo, oameni buni, mai avem 5 blocuri. 2, 3, 4, 5. 2000, suntem la 2000 de blocuri, oameni buni. 2000 de blocuri sparte și eu n-am trecut mai departe. No! Wilson, ești ok? Wilson. Ia niște ghiță, mănâncă niște ghiță. Man, eu nu înțeleg ce se întâmplă aici cu un blocul ăsta. Oare trebuie să îi dau eu skip la o fază? Că pot să fac asta. Pentru că era pe aici undeva. De fapt trebuie să ies să intru. Că am dat un F3D și s-o șters ăsta. Deci prima dată am avut 10 secunde de așteptat. A doua oară am avut 20. Acum am avut 30. Asta înseamnă că trecem într-adevăr la o etapă mai șmecheră. Sau nu. Că nu mai pot. Efectiv, nu mai pot. Am primit din nou empty map, ceea ce mă face să cred că și tura trecută am primit empty map. Mm-hmm. Uite cum arată one blocul meu în momentul de față. Nu arată foarte wow. Dar asta zic, am primit empty map, asta înseamnă că am mai primit încă o dată. Da, nu, ceva e stricat cu one blocul ăsta. Ceva e stricat pentru că iarăși mă pune să sparg lemn și snow. Adică eu am trecut la... Man, eu am spart astea din nou, am pierdut jumătate de oră degeaba, oameni buni. Efectiv, degeaba am pierdut jumătate de oră. N-o reținut harta mea că eu eram la o anumită etapă. Eu chiar nu înțeleg. Ah, this is annoying. This is very, very annoying. Dăm save and quit, single player, one block. Și acum când intrăm, o să vedeți că o să-mi apară următoarele chestii. One block, așa, bla, 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 skip phase. Dăm skip phase. To proceed, you either need to have... Ok. Bun. Vreau să... Mergem mai departe. The Underground. Deci eu am fost la... Am trecut de Underground. Cu siguranță am trecut. Acum suntem la etapa 3, cel mai probabil. Dar eu trebuia să trec la etapa ocean, oameni buni. Click to skip this phase. The Underground. Hai că... Click to skip the Underground. Da. Nu știu ce se întâmplă aici. Vedeți, acum când intru din nou în joc, mă pune la aceeași etapă. La prima etapă, cred. Aia cu lemnul și cu dirt-ul, ceea ce e oribil. Noi, oameni buni, cred că am trecut și de ice, tundra. Ar trebui să mergem la ocean, nu? Jungle, red, mai am uite, ne dă spoiler aici. Și acum suntem la ocean și, din fericire,
Am dat desen, asta înseamnă că pot să-mi pun și eu geamuri. Well, that's nice, finally. Mi-e frică ce urmează. Da, hai să vedem ce primim în etapa ocean. Acum că am rezolvat această problemă, măcar știm, trebuie să ținem minte cam ce se întâmplă, care e următoarea etapă, sper că știe, sper că... sper că nu rămâne blocat la etapa asta. Oh, that's nice, dar nu știu dacă încap pe aici. Ok, o să fie greu. Diamante! Primul nostru diamant, oameni buni, la etapa ocean. Cine s-ar fi gândit? Cine s-ar fi gândit? Bă, that's amazing. That's very, very nice. Mă bucur că am ajuns aici. Avem și gold acum. Asta zic, frățiorul meu, asta așteptam de la început. Dar eu am trecut prin toate etapele din nou în a doilea episod. Not so smart. Dar de unde să știu eu că funcționează așa? De unde să știu eu? Acum voi măcar știți. Ia uite-mă pe asta. Sincer, nu cred că vreau să o păstrez. Cred că ar trebui să-mi fac un double chest special pentru etapa ocean. Și cred că ar fi timpul să începem cu un mic storage. Un mic storage, cred că ar fi mișto să avem un storage aici. Ce ziceți? Credeți că o să fie ok? Eu zic că da, o să lăsăm două așa, două așa. Și vedem noi cum facem locul ăsta să arate puțin mai bine. Mamă, e Thunderstorm, boys! E Thunderstorm. Cred că putem să dăm skip la această zi. Wow! Nu mă lovesc, oamenii. Oamenii urâții, zombie. Dar îmi dați strident? Mamă, dacă îmi dați strident... Nu pot să cred că nu mă lovesc cu ăștia. Ce tare! Când sunt în apă, mă lovesc. Când nu, nu mă lovesc. Ați... Mi-a dat strident, oameni buni! Wow! Wow, 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 avem trident. That's amazing, that's amazing. Iar acum putem să punem și geamuri la casă. Credeți că o să am nevoie de niște armură? Măcar un chestplate, măcar un chestplate. Ce alte putem să le mai păstrăm? Oh, nu, peștucule! Oh, nu! Du-te de aici! Oh, săracu! E milă de el. Wilson, vrei mâncare? Eram sigur că o să vină de ăștia. Bă, vezi că ăștia dau damage mult. Are tornsul ăla nesimțit. Mama mia, trebuie să ne facem armură mai multă. Mă gândeam eu că o să apară guardian din ăștia, numai să n-apară elder guardianul, că ăla o să fie problematic. Oh, sea lantern. That's nice. Oh, nu, ăia sunt pufferfish. Vreau să trec o dată de etapa asta. Văd un golden apple. Oh, nu, trebuie să-i omor pe ăștia. Să nu-mi dea poison. Și văd și diamante și golden apple, am văzut parcă... nenorocitule. Da, aș vrea să trec totuși de etapa asta de ocean ca să știu sigur că am trecut de ea, ca să ies din joc și după să intru din nou, ca să pot să dau drumul și la replay mod. Bă, e complicat să fii youtuber, frate, nu știți voi. Dar, vreau să trecem de asta ca să știu sigur că am trecut de asta și când intru din nou în joc să dau la următoarea etapă. Pentru că acum dacă ies și intru din joc și dau înapoi la ocean, o să iau oceanul de la început. So, that's a bummer. That's a very big bummer. Oh, nu! Aici cred că m-am dus, băieți. Salut! Nu! Oh my God! Era să mănânc pufferfish-ul. Era să mor! Era să mor, băieți și fete, era să mor. Noroc, o căzut jos. Wow. Mă gândeam eu că o să vină asta, dar nu mă așteptam chiar să vină. Holy schnitzel, man, this is not ok. Ai văzut, mi-a dat una și mi-a luat toate viețile. Efectiv, una și mi-a luat toate viețile. No. Full iron armor. Nu știu dacă funcționa. Ați văzut că am pus scutul? Nu știu dacă funcționa, sincer. Tare cred că nu. Wilson era să mor pe ultra hardcore, pe hardcore ocean one block. Acum, sincer, mi-e frică să mai continui. A, plus că nici nu pot să continui, că am mining fatigue 3. Hai că, din fericire, am terminat și cu mining fatigue-ul și... Da, chestul ăsta nu știu dacă îmi place cum stă aici, dar am început să îmi pun niște chesturi prin casă. Trecem și noi de etapa asta odată, că... Cam asta e scopul, găul meu suprem. Dar nu știu cât mai am, că tot sparg la el de ceva timp. Hai că trebuie să mai fac și alte chestii, nu pot să stau la one block tot episodul. Dar vreau să trec de ocean, vreau să trec de ocean neapărat. Oh no, this is sad.
Oh my god, dați un like ca pentru oxigen, pentru ei, pentru... Ah, ok. Dacă mai apare un Elder Guardian, eu am tulit-o de aici. Nici nu mai stau, îl las să dispare el singurel. Cred că funcționează așa. Ăsta-l bat. Aproape ajungem și la 2500 de blocuri. Spart ceva azi. Chiar am spart ceva. Dar am spart în mare parte în zadar, așa puțin. Oh, nu! Boys, I'm out. Nu! N-ai voie să mă lovești așa de tare. Ok, Elder Guardianul o picat. Cred că am terminat etapa asta. Bine că aia nu-mi dau damage. Ar trebui să-i omor pe ăștia mai întâi. E ciudat că a dispărut doar lemnul ăla de aici. Doamne, da, Elder Guardianul ăla. Oh, mai căzut un trident pe jos. L-am văzut. În slow motion l-am văzut cum a căzut. Man, that was crazy. Cray. Și uite că tot n-am trecut de etapa asta. Sincer, mi-e tare frică pentru că am selectat atunci această etapă, gen etapa de ocean. Mi-e frică să nu rămână ocean în continuu de acum încolo, dar nu cred. Sper, nu știu. Vedem. E foarte ciudat un blocul ăsta, Jesus Christ. Mă așteptam să fie mai ok, dar dacă ajung la 3000 de blocuri și n-am trecut de etapa asta, deja trebuie să-mi pun niște semne de întrebare, nu? Cred că da. Încă o zi, încă puțin de spart la un bloc. Haide, frate, că vreau să fac și altceva. Te rog, eu termin odată one block-ul ăsta. Mă rog, etapa asta. Ce nesimțiți, ce nenorociți. Cred că m-au blocat aici la ocean în continuu și eu pierd timpul și nu pot să fac episodul ăsta cum vreau eu. Pentru că această hartă este nenorocită. Dar e ok, da. Mai am răbdare puțin. Oh nu, plecăm de aici. Plecăm. Run, Wilson, fugi. Du-te, bă, cu Elder Guardianul ăla. Oh, nu. Nu vrea să plece tura asta. Mă duc să-i dau una și plec. Numai nu-mi dă mining fatigue. Man, nu vrea să plece de acolo. Chiar că trebuie să iau un loc aici să stau. Oh, nu pot să cred așa ceva. Efectiv. Și tot n-a plecat. Uite-l cum stă acolo. Oh, mă doare capul. Mă duc să mai dau 2-3. Dăm una, plecăm. Bine, dăm două, gata. Mai dau una, plec. Ia uite ce face. Ia uite ce face animalul ăsta. Te trezești dimineață și vezi asta. Sper că nu și regenerează viața, nu? L-am dat afară. Bun, i-am dat una de eu să sări tot. Ok. That's great, that's amazing. Am primit un book and quill și un music disc. Ok, nu scriu nimic, am crezut că scrie ceva, că îmi zice, bă, mai ai puțin și ai terminat. Uite, trident mi-a dat, ok. Bă, dar mult am stat la etapa asta și mi-a dat 50 de secunde să aștept acum. Ok, fie, gata. M-am săturat de one block, nu mai vreau să sparg, că sparg de o oră sparg în continuu aici. Și am făcut ceva progres, nu zic că nu, dar vreau să mai și construiesc, să evoluăm aici, că nu se mai poate. Oameni buni, am făcut ceva progres. Am modificat forma insulei, cel puțin aici unde avem one block-ul. Pe lângă asta, după cum v-am promis, am făcut o mică platformă pentru copaci, cu toate că asta o să fie mult mai extinsă pentru copaci de aia de 2x2. Și aici am făcut o mică fermă pentru legume. Din nou, și asta va fi extinsă și va arăta mult mai bine, dar momentan, oameni buni, avem doar 2854 de blocuri sparte și după cum bine știți de la începutul episodului, am spart ca fraierul aceleași blocuri în continuu, dar mă rog, nu mai contează. Important e că avem locul ăsta puțin mai bine făcut. Da, și am mutat toate itemele aici, pentru că în locul ăla chiar nu mai avea cum
pur și simplu voiam să fac curățenie, voiam să fac curățenie, să fie mai liber aici, să înțelegeți voi ce se întâmplă, că era totul alandala. După cum bine vedeți, avem aici fazele 1, 2, 3, 4, 5, de fapt avem 1, 2, 4. Ei bine, am trecut de ocean și practic aș vrea să văd ce mai primesc la faza 5, Jungle Dungeon. Așa că am schimbat acum pe Jungle Dungeon și sunt foarte, foarte curios ce voi primi, dar lăsați-mă să vă arăt așa cum am făcut aici, că eu sunt mândru că am făcut curățenie, frate, am făcut curățenie destul de bună și acum mi-am dat seama că avem niște verde foarte frumos aici, Dark Prismarine sau poate Prismarine simplu, I don't know, mai țineți minte că am zis eu că vreau niște moss ca să schimb acoperișul? Ei bine, cred că voi folosi Dark Prismarine, că ăsta cred că va îmbunătăți construcția de 1000 de ori mai bine. Bun, avem aici asta și deja cred că arată mult mai bine, lăsați-mă să văd. Eu zic că arată bine, nu știu, așa, I have a feeling. Oh da, baby, oh da, arată superb, ce? Hai să vedem totuși ce primim la etapa, am și uitat cum se cheamă, Jungle Dungeon, parcă se numea? Dar mi-e frică să nu fie monștri răi, așa că hai să-mi pun și eu cunoscutul să fiu pregătit, că nu se știe niciodată ce se întâmplă aici. Am primit și Dark, am primit și... Oh, dar primesc blocuri random. Oh, oameni buni, am primit Jungle Wood. That's perfect. Dar mă gândeam eu că primesc ceva de Jungle dacă se numește Jungle Dungeon. Dar când zici Dungeon, nu te gândești la foarte mulți monștri care vor să te atace? Nu știu, eu la asta mă gândesc, adică... oh, ok. Tac. Băi, n-o vrut. Oh, nu, se duce, nu. O să moară papagalii ăstea, bă. A, deci aparent... Oi, leu! Nu mai vreau monștri pentru că m-a săturat. Oh, nu. Cred că ne oprim. Nu mai spargem aici, o să spargem în episodul viitor, oameni buni. Sper că vă plăcut episodul de astăzi, pentru că a fost un episod cu chestii destul de crazy, dacă mă întrebați pe mine. Insula, momentan, arată puțin mai bine față de data trecută. Să-mi dați idei cum să o fac mai interesantă. Adică eu am niște idei să o fac mult mai interesantă, dar momentan suntem la început, suntem la episodul 2, oameni buni. Deci... aveți răbdare puțin cu mine, aveți puțină răbdare că mai avem de strâns materiale, să primesc eu materiale mai șmechere și o să vedeți că o să fie mult mai șmechere. O să transformăm insula asta în ceva mult, mult mai ca lumea. Dar oameni buni, vă mulțumesc foarte mult că v-ați urmărit, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați să dați un subscribe, să activați clopoțelul cu notificări și bineînțeles un like, aș aprecia enorm. Și desigur, dacă vreți să mă susțineți puțin mai mult, puteți să intrați pe colpir.ro unde găsiți merch-ul meu și... sigur, o să găsiți voi ceva ce vă place acolo. Sper. Intrați pe colpir.ro să vedeți care e treaba. Vă mulțumesc, oameni buni, pentru susținere și ne vedem data viitoare. Pa, pa!